Salutare, lumea, sunt Cristi și bine v-am regăsit la un nou episod. Oameni buni, astăzi revenim cu un nou episod din seria noastră numită de Build Battle. Dacă vă place seria, v-aș ruga să se strângă 7.000 de like-uri. Dacă se strâng 7.000 de like-uri, o să continuăm această serie. Știu că la episodul anterior am cerut 10.000 și o să postez un episod nou. Nu s-au strâns 10.000, deci m-ați făcut foarte trist, de aia nici n-am mai postat seria aceasta 3 zile. Așa că dacă se strâng 7.000 de like-uri la acest episod, o să tot continuăm seria. Apasă pe like în secunda asta. Ai 3 secunde să apeși. 3, 2, 1. Dacă n-ai făcut-o, mă supăr rău pe tine. Ok, haideți să intrăm în primul nostru match de Build Battle. Deja, oh shit, stai că intram la Bed Wars. Holy shit, puțin, ok, am greșit puțin. Nu vă speriați, mai greșește omul, nu-i nicio problemă. N-am mai jucat Build Battle de atât de mult timp, înainte jucam în fiecare zi, adică săptămâna trecută. Așa că haideți să vedem dacă mi-am ieșit din mână sau ceva de genul acesta. Cine știe, poate chiar trebuie să iei o pauză mică ca să... ai meciurile acelea Blanao, dacă știți ce spun, să câștigi forță. Dar nu înțeleg de ce nu se umple arena asta. De ce durează atât de mult să se umple? Adică sunt vreo 186 de playeri și durează atât de mult să se umple? Exact, ce spuneam eu. Știam că sunt alte lobby-uri mult mai pline. Haideți să-l începem, să vedem cum o să ne descurcăm. Let's go! Ce o să trebuiască să construim? Dinozaur. Dinozaur. Vă rog frumos, dinozaur. Dinozaur. De ce nu vrea nimeni dinozaur? Angel. Deci toată lumea vrea să construim un înger. Ok, înger o să pice. Bun. Minecraft Angel. Punem așa repede o imagine să mă inspir. Ok, îl fac pe ăsta. Fuck it. O să fie complicat, am nevoie de quartz, bineînțeles, quartz stairs, quartz normal. Bun, hai, let's go. N-am construit în viața mea așa ceva, deci o să fie destul de complicat. Uite, văd că nu e făcut chiar așa. Tare. Un pic mai mare, făcut ceva de genul. O să umblu mai târziu pe aici, pe jos. Dar cam așa este el făcut. Este cu diferite... Uite, mai am nevoie aici de slab. Quartz. Ok, o să trebuiască să fac chestiile astea după. Bun. Let's go. Chestia asta nouă. Așa. Ok, bun. Trebuie să urc chestiile astea și... Ok, bun. Pentru ușurința mea o să urc direct toată treaba asta și după să mă ocup de design. Că e destul de complicat. Asta e într-un fel roba care este îmbrăcat, dar bineînțeles nu poate fi așa direct, atât de simplă. Așa că o să trebuiască să o facem un pic mai diferită. Uite așa. Asta stă aici. Tot vine aici în față. Oh my god, pot să nu mai primesc mesaje, te rog frumos. Viață. Oh my god. Dacă mi se mai aude o dată telefonul, nebunesc. Oh, doamne. Aici o să fie mâna. Mânuța lui o să fie asta. Să zicem ceva de genul acesta. Și vine mâna undeva pe aici. Aha, ceva de genul. Doamnește. Doamnește.
O, doamne, nici timp să-i fac aripi n-am. Mamă, mamă, mamă. Un înger, înger trimis de sus. Repede, lână. Wool. Doamne, cum e chestia asta. Părea mult, mult, mult mai ușor de făcut. Așa. Un minut, ok, groaznic. S-ar putea să n-am timp să termin. Dar cui pasă? Măcar am făcut un înger. L-am construit un înger în viața mea. Bun, să zicem. Repede, să-i fac spatele. Aici. Bun, hai, detalii. Dacă vă întrebați de ce este gol, pentru că este un înger, frate, el nu are corp, înțelegi? Așa. Un fel, ceva de genul. Quartz. Și cam ăsta este îngerul meu. Are față de înger. Ce ziceți voi? Voi ce ați vota? Cam asta este îngerul meu, Doamne ajută. Și măiculița Domnului. Ia uite-l pe ăsta. Uite că a făcut aproape ce am încercat și eu să fac. Dar lui a ieșit de 102 mai șmecher. Good, îmi place mult ce a făcut el aici. Ia să vedem ce a construit ăsta. Bă, ești nebun, cum ai timp să faci așa ceva? Epic. Cum ai timp să faci așa ceva? Baul. Legendarii. O să votez legendarii numai ca să câștige acest bloc. Uite ce a făcut ăsta. A făcut aripile și ăsta, dar fără înger. Dar îmi place cum a ieșit, le-a făcut super mișto. Uite ăsta l-a făcut în față, are picioare de găină. Dar e și super tare, îmi place mult. Tare rău. Ok. N-am înțeles prima dată ce sunt astea, dar aparent sunt mâinile lui. Ia să vedem ce... Wow. Ăsta n-are ochi și n-are nici față și... O să-i dau ok, că nu înțeleg nici ce sunt astea. Ia uitați-vă, mă, oameni buni. Fiți, vă rog... Angel. Ia uite, mă, ce-am făcut. Dar oricum, au unii construcții 200 de ori mai șmechere decât ce-am făcut aici. Ăsta l-a făcut pe Cupidon, cred că i-a făcut față de bebeluș, uite-te și tu. Să-i dau ok, că a făcut doar atât în așa puțin timp. Mișto. Place, da. Mișto l-a făcut. Frumos. Ia ce scrie aici? U-R. Your angel. Nu știu ce a vrut să facă, dar... Ok. Nu cred că a câștigat ăsta! Deci nu cred că a câștigat ăsta. What the fuck? Și am ieșit pe locul 3. Frumos, bine, îmi place locul 3. Numai cu 33 de puncte. Da, marge, nu cred. Și eu i-am dat legendarii. Wow. Nu-mi vine să cred că a câștigat chestia aia. Ok, deci dacă nu câștiga chestia aia, ieșeam pe locul 2. Priviți partea bună. Bă. Tare rău. Îmi place. Amuzant, nici nu-mi vine să cred că a câștigat chestia aia. What the fuck, nu m-aș fi așteptat în viața mea. Am zis, cum ar fi să câștige blocul acela, dar se întâmplă, pur și simplu se întâmplă uneori. Genial. Pur și simplu, unele construcții sunt mult prea imprevizibile. N-ai de unde să știi care câștigă și care nu. Vending machine l-a mai făcut. Nose, school bus.
School bus, te rog frumos, nu vending machine. Deci toată lumea votează vending machine. A mai fost vending machine. Nu vreau să construiesc un vending machine. Te rog frumos. Nose, ok, wow. Cum o să construiesc eu un nas? Cum o să construiesc eu un nas? Minecraft nose. Ok. O să fie complicat, dar nu știu cum naiba o să-mi iasă asta. Ia să pun capodea blocul acesta funky, care arată frumos. Și clay. Nu clay. Care sunt blocurile alea? Astea. Culoarea pilii, culoarea pilii. White trapper, da, așa, bun. Ok, da, o să fie complicat. Să facem un nano. Deci asta este nara. Foarte complicat o să fie să facem un nano. Ok. Presupun că este la fel și pe partea asta. Ceva... Oh, shit. Un pic prea mult. Uite așa, bun. Credeți-mă că mă iau după o imagine care nici nu-i full. Gen, îl iau din... dintr-o parte, așa. Parcă-mi imaginez ce ar trebui să vină în continuare, că... Vedeți-mă, nu știu. Deci stai așa. Chestia asta urcă. Urcă din ce în ce mai mult. 3. Și de aici urcă vreo 3 blocuri în sus. Mai urc așa o dată. Și aici vine, uite așa, în jurul lui. Deci n-am construit în viața mea un nas. Sper să fac ceea ce trebuie. Și uite așa. Așa se termină. Bun, ok, și acum continuăm chestia asta aici. Asta tot vine așa. Nu știu ce bloc ar trebui să fie aici. Sunt colțurile astea, ok, bun. E de înțeles, frumos. Bă, dă puțin anas. N-am nicio idee. Și acum și pe partea cealaltă. Cum naiba era? Deci două blocuri aici și tot urcă. Bun. 2, 3, 4. Continuarea vine așa. Până aici. Nu știu ce e greșit. Probabil nimic. Și trebuie doar să continui. Să umplu nasul ăsta. De aici vine în sus. Ok, bun. Așa. E ceva greșit la nasul meu. Ce n-ai băieșit greșit? Sau mi se pare? Ah, nu. E chestia asta. Nu, trebuia să fac chestia asta după, uite așa. Da, 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 da. Ok. Uite așa. Bun. Și chestia asta mai continuă o dată. Gata, mă, stai nasul meu. Bine, ar că am trebuit să-l acopăr, că la spate nu arată prea frumos. Sau să-i fac repede fața cuiva. Oh, Doamne, nu știu dacă am timp să fac chestia asta. Încercăm. O să construiesc acum full speed. Full speed. Full speed. Te rog frumos. Vreau să termin. 1, 2, 3. Oh, nu, nu cred că am timp. Deci am început să fac chestia asta. E nasul mai mare decât... Nu, nu, nu. Nicio treabă. Nu. Mai bine distrug tot. Distrug repede. N-am timp. N-am timp să fac ceea ce îmi propun. Și mai bine nu. Mai bine nu. Cred că am tot timpul să distrug chestia asta. Dar nu. Mi-am dat seama cât de mare e nasul și dacă voiam să-i fac fața, trebuia să se ducă mult mai sus de nas ca să pot să-i termin fața. Deci, da. Măcar să umplu tot nanoul ăsta de aici din spate. Așa, să nu fie vreo urmă pe aici. Să nu arate chiar atât de ciudat. Am
Repede! Ultima gaură din nas. Ok, bun, gata. Ăsta e nasul, frate. E un nas. Pe bune. Hai. Ce, cum altfel trebuia să iasă? Marci, ce mișto e ieșilul ăsta. Îi dau ok. Nu o să-i dau good, că nu merită good, dar o să-i dau ok. Ia. Ia uite, mă, ce a făcut ăsta. Iese sânge din nas. Ce mișto l-a făcut. Good. Îmi place mult. Tare rău. Ce tare a făcut ăsta. Ies muci pe nas. Tare rău. Mișto. Ce? He has a mouth. Are o gură, dar e ciutat pus, mă rog. What the fuck? Ce a făcut ăsta aici? Hai că e nas dacă e. Ăsta ce a făcut? Un topor? Cum taie? Cum taie gâtul cuiva? Și e un nas acolo cu ceva roz pe el? N-am înțeles prea mult. Ia uite-l, mă, l-a făcut pe Pinocchio. Cât de tare l-a făcut pe Pinocchio. Epic. Super tare, îmi place mult. Bă, ce mișto le-au făcut ăștia. Le-au adăugat muci, le-au făcut cum le curge nasul, cum le curge sânge din nas. Ia uite ăsta ce e. A, și un șervețel la nas, uite, cu muci. Mișto rău. Bă, ce construcții mișto. Când te aștepți ce poți să construiești la un nas în Minecraft, uite că mulți sunt inventivi și construiesc chestii destul de interesante. Hai că nasul ăsta. Pup, nu-mi place. Nici nu-i nas, frate, nici nu-mi dau seama ce e. Ia uitați-vă, mă. Nu din spate, nu vă uitați din spate. Veniți aici în față și uitați-vă la nas. Ce ziceți, mă, de nas? Nu prea auziți, băieți, ceva de nasul meu. Asta a vrut să fac un villager și nu știu, n-am avut timp să-l termine. Bă, a făcut un nas, eu, ok. A făcut un nas, bravo lui. Ce e ăsta, ceva spiriduș neterminat? Ok. I-a făcut și el un nas. Un nanou. Da, bineînțeles. Bineînțeles că Pinocchio câștigă. Da, din nefericire nu am avut cea mai bună rundă, cea mai bună temă, de fapt, de construit, pentru că mulți au ieșit cu un scor foarte mare și am ieșit pe locul 9. Locul 9, pe bune, frate! Cum poți să ieși pe locul 9? Mă rog, am apus să construiesc un nas, la ceea ce nu sunt bun. Deci, hai să mai intrăm într-un match, să vedem ce naiba aș putea să construiesc. B, albină, frate. Rubber duck? Ok, da, cred că știți ce e rubber duck. E rățușca aia care făceam toți băiță când eram micuți. Ok, bun, am un model aici. Sper să-mi iasă. Nici prea mare nu vreau să-l fac, că vreau să-l termin totuși. Cu ăsta-i facem botul. Și cu ochii o să-i fac cu ăsta negru. Ok, bun, hai. Nici nu știu cu ce aș putea să mă iau de pe Google acolo, pentru că pur și simplu e o construcție mult prea mare. Nici eu nu știu cum să încep. Hai să spunem că... Deci începe cu un ceva de genul. Ea trebuie să fie grăsuță, pentru că broscuțele astea sunt destul de grase. Și mai îndesate așa aici, nu știu cum să fac. N-ar trebui să mă chinui foarte mult, pentru că o să pierd timpul. Așa că, oh my god, știi ceva, o să fac așa direct. Repede, repede, repede. Bun, i-am mai făcut un nivel. Aici ar mai trebui de două ori așa. Uite, mai trebuie și un efect de... Uite aici, știu că e mai grasă pe o parte. Adică trebuie mai... Uite, ceva de genul acesta. Doamne. Nu știu cum să acopăr găurile astea. Aici trebuie de două ori așa.
Mai are și codiță în spate. Aia chiar nu știu cum naiba să o fac. Repede așa. Bun. Aha, ok, bun, așa le leg. Bun. Ok. Bun. Cred că este destul. Nu vreau să o fac prea mare, că după o să-mi fie greu să o termin. Deja mai am 2 minute. Ok, nu, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine deloc. Nu-i bine deloc, trebuie să mă grăbesc. 2 minute. Îi fac codița mai târziu. Trebuie doar să termin tot conținutul. Ok, aici urc o dată. Bun. Cred că mai urc o singură dată, dar pe aici, pe sus. Deci ar trebui să-i fac deja chestia asta, să o acopăr de tot. Nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Ar trebui, cred că, să improvizez la cap, că s-ar putea să nu mai am timp. O, oh, Doamne, o, oh, Doamne, o, oh, Doamne, o, oh, Doamne. Repede, capul, capul, capul. Mă chinui. Mă chinui tare să-mi iasă bine. Repede. Nu cred că ăsta-i blocul. Orange. Orange, orange. Hai că facem cu ăsta. Un minut. Nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Nu-i bine. Nu-i... Nu, 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 nu. Oh. Fuck it. N-am timp. Ok, ok, să zicem, să zicem. Haide, repede, ok, 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 ok. Ok, buton, buton, buton. Asta e rățușca mea, frate. Asta este. Îi fac și codița aia. Yes, zici că e Pikachu. Oh, Doamne, bă, m-am chinuit. M-am chinuit, nu știu ce naiba a ieșit, dar până în ultima secundă am construit ceva, uite. Și da, ok. A construit o rățușcă. Dar în 5 minute, gen, că e bune. Numai atât. Îmi place, ok. De ce nu? A ieșit frumos. Uite, ăsta a băgat-o și în cadă. Mișto ideea, n-a făcut-o prea mare, a băgat-o în cadă, super tare. Good, îmi place. Îmi place mult ce a ieșit. Bă, ce interesant a făcut ăsta. Super tare, îmi place mult. Good. Ăsta a făcut o cadă și atât. Pup, nu-mi place. Nu știu ce naiba a făcut. Ce ochișori. Bă, dar cum te gândești să faci ochii acestea? Ok, bun, o să rețin tipul ăsta de banner pentru animale drăguțe. Pentru că chiar dă un efect mai frumos la animal. Good, îmi place și rățușca asta. Bă, ce rățuște reușite avem astăzi. Super, super tari. Îmi plac multe de aici. Chiar le-au ieșit mișto. Îmi place. Sunt, vreau să vedem, deci chiar vreau neapărat să o văd pe aia. Asta face baie în... E înghețat aici, nu știu cine va face. Face Ice Bash Challenge. Ia uite, și ăsta are aproape aceeași chestie. Tare, îmi place și ăsta. Construcții foarte bune astăzi. Aștept să văd construcția mea, să mă uit eu puțin la ea, pentru că efectiv nici n-am avut timp să mă uit la ea. Asta i-a făcut și pălărie. Îmi place, place mult, foarte bine.
Foarte drăguț. Ia, mă. Ce ziceți, băieți, de rățușca mea? Oh, doamne, putea să iasă de 500 de ori mai bine, dar... E cam grasă, frate. E cam grasă. Locul 12! Hai, mă, nici chiar așa. Din 12 player am luat ultimul loc. Nu există așa ceva. Locul 12. Ok, nu știu ce naiba s-a întâmplat aici. A înghețat rățușca. The fuck? Ok, bine. Din nefericire, oameni buni, cel mai bun loc din episodul acesta a fost locul 3. Și a fost în meciul în care a câștigat... Au câștigat blocurile acelea de gold. Deci dacă nu erau ele, probabil am fi câștigat pe locul 2. Deci, din nefericire, oameni buni, o să oprim aici acest episod. Dacă mai doriți episoade în continuare, v-aș ruga să nu uitați să apăsați pe acel buton de like, să strângă 7000 de like-uri. Nu uitați să primiți și notificările din dreapta butonului de subscribe, apăsând pe clopoțel. Oameni buni, până data viitoare, am fost Cristi și ne vom revedea cât de curând. Pa, pa!